Handbalistele de la CSM București au început un pic ezitant meciul și s-au văzut conduse cu 3 goluri. Acela a fost momentul în care Adi Vasile a dat trezirea, iar fetele sale au pus stăpânire pe joc și nu au mai cedat inițiativa până la final. Revenite pe teren după 2 săptămâni de pauză forțată provocată de diagnosticarea cu coronavirus, Cristina Neagu a înscris de 6 ori contra unguroaicilor de la FTC, iar Siraba Dembele a fost golgheterul întâlnirii cu 9 reușite. Antrenorul echipei din capitală s-a arătat mulțumit de evoluția echipei sale și a salutat revenirea pe teren a capitanului Cristina Neagu. First of course I'm very satisfied with the win. We knew from before that it was a very important game for us and playing against Ferencváros, which I think we are playing in the last years so many times, was very important and the key was to not underestimate the fact that they have not their whole team. Nobody can stay 2 weeks in the apartment with this COVID test. Train 3 days and expect that you're going to be fully recovered. Definitely it's not now and then definitely will not be in the next week also. Helena Grubișic a fost unul dintre cei mai buni oameni de pe teren, paradele ei ținând în permanență la distanță formația din Ungaria. Well, I think that we didn't play really our game. I think since FTC started the game very slowly that they also slowed us a little bit, so we were also down with the tempo in the beginning. But then afterwards, I think we found our way and our type of game that we usually play. So we stepped up in the second half and I think we did a good job. În următoarea etapă, CSM București va evolua în deplasare în 25 octombrie cu SG BBM Bietigheim.